Doamnelor și domnilor, bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Legal 100%. Cum putem adopta un copil? Este întrebarea care va plana asupra ediției de astăzi. O întrebare care de-a lungul timpului și-a găsit răspunsuri, unele mai scurte, altele mai lungi. Noi astăzi vom încerca nu doar să vă dăm răspunsul, dar să vă dăm și unele îndrumări graduale, dar și sfaturi în legătură cu această procedură a adopției. Procedură despre care unii spun că este lungă, greoaie și complicată, sigur, din punct de vedere al birocrației binecunoscute în țara noastră. Vom discuta despre acest subiect împreună cu invitata mea, pe care dați-mi voie să vi-o prezint. Este vorba despre doamna psiholog Stanca Mezei. Bine ați venit! Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. Doamna Mezei este psiholog în cadrul DGASPC Cluj, adică Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, că e o denumire destul de lungă, dar am vrut să punctez acest aspect tocmai pentru a înțelege telespectatorii că sunteți exact omul potrivit să ne informeze în legătură cu această procedură, pentru că veniți cu informații direct de la sursă. Așa. Și, sigur, vreau să le spun celor care ne urmăresc că dacă au întrebări în legătură cu acest subiect, pot intra pe pagina de Facebook TVR Cluj și să le lase acolo pentru emisiunea Legal 100%. Cu siguranță vom face tot posibilul să vă răspundem la aceste întrebări. Doamna psiholog, haideți să începem așa frumos, ca la școală, și să înțelegem ce este adopția de fapt. Adopția este o operațiune juridică încuvințată de instanța de judecată prin care se stabilesc legături de filiație între copilul adoptat și familia care adoptă. În urma încuvințării adopției, legăturile de rudenie dintre copil și familia biologică sunt întrerupte și sunt refăcute cu familia adoptatoare. Totodată, în cadrul familiei nou formate, între copil și părinții adoptatori, intervin drepturi și obligații similare cu cele din familia biologică. Similare sau poate chiar aceleași, identice. Da. Știm că există adopție națională și adopție internațională. Poate ar fi bine să facem puțin așa diferență între cele două, înțelegând ce este una și ce este cealaltă. Adopția națională se referă la faptul că atât adoptatul, adică copilul, cât și adoptatorul au domiciliu pe teritoriul României. Adopția internațională se referă la faptul că copilul are domiciliu în România, în cazul nostru, și adoptatorul are domiciliu în alt stat. În momentul acesta pot adopta internațional cetățenii români cu domiciliu în străinătate și rudele până la gradul al patrulea al copilului. Acum ne-ați spus situația în care o familie din România adoptă un copil din străinătate. Este valabil și invers dacă o familie din străinătate dorește să adopte un copil? Este vorba de o familie din străinătate, o familie în care cel puțin unul dintre membrii familiei este cetățean român, dar are domiciliu în străinătate și care adoptă copil din România. Am înțeles. Ar fi foarte interesant să aflăm cine poate adopta, probabil că sunt niște criterii clar selectate, și în același timp reversul medaliei, cine are interdicție să adopte. Pot adopta familiile sau persoanele singure necăsătorite care au atestat pentru familie sau persoană aptă să adopte. Nu pot adopta persoanele sub 18 ani, persoanele care suferă de boli psihice sau au parteneri care suferă de boli psihice sau handicap mental, persoanele care au săvârșit infracțiuni împotriva persoanei sau a familiei, precum și cei care au copii în sistemul de protecție al copilului sau au fost decăzuți din drepturile părintești. Iar dacă această familie are deja un copil, asta nu împiedică, doar dacă el face parte din acea categorie pe care ați menționat-o mai devreme. Exact. Dacă o familie are un copil biologic, nu reprezintă o interdicție la adopție.
Sigur, în momentul în care o astfel de familie se hotărăște să facă acest pas, în primul rând, sau cel puțin așa ar trebui, se informează cu privire la procedură. Cui ar trebui să se adreseze aceste familii sau persoanele care doresc să adopte în legătură cu această procedură? Acum, informații despre adopție găsim peste tot și accesul la informații nu este limitat. De recomandat ar fi să se adreseze serviciului adopție și post-adopție, cel puțin la nivelul județului Cluj, le stăm la dispoziție în programul nostru de lucru, cu informații direct de la sursă, așa cum spuneați bine și dumneavoastră chiar la început. Sigur, sunt informații peste tot, dar iată, noi încercăm astăzi să excludem acele confuzii care se fac. Și aceste confuzii vin practic tot dintr-o dezinformare sau din experiențe plăcute sau neplăcute prin care alții au trecut și puse oarecum pe hârtie sau în media aduse și atunci oarecum lucrurile sunt derizorii. Iată, de exemplu, apropo de cine are prioritate la adopție și o să vă rog chiar mai departe să ne și menționați cu subiect și predicat acest aspect, dar în legătură cu confuziile care se fac, de exemplu, se știe, se cunoaște tot așa din discuțiile din tot felul de medii că unii copii sunt adoptabili, alții nu sunt adoptabili, dar dacă un copil adoptabil este refuzat sau nu este adoptat de cei care au prioritate la adopție, și aici cu siguranță ne referim poate într-un prim rând la cei din familie, din familia biologică, da? Acesta este automat considerat că nu mai este adoptabil. Știți? Adică e o confuzie la mijloc și ar trebui să facem puțin lumină. Bun. Acum, un copil devine adoptabil prin efectuarea mai multor demersuri. Demersurile încep la aproximativ 6 luni după instituirea măsurii de protecție. În cele 6 luni în care copilul are măsură de protecție specială, personalul de la nivelul direcției realizează demersuri pentru integrarea sau reintegrarea copilului în familie. Aici sunt două aspecte care aș vrea să le precizez. Integrarea copilului în familie, aici vorbim de copilul care a fost abandonat în spital, în termenii cei mai accesibili. Acel copil nu a locuit în familia sa biologică și atunci se fac demersuri de integrare a copilului în familia sa biologică. Copilul care a locuit o perioadă mai scurtă sau mai lungă, pentru acel copil se fac demersuri de reintegrare a copilului în familie. Abia după cele 6 luni în care se fac demersuri la părinții biologici și la rudele până la gradul al 4-lea, și ei nu doresc sau nu pot, din motive neimputabile lor, să primească copilul în familie pentru creștere și educare, abia apoi se întocmește un raport în care se face propunerea pentru deschiderea procedurii de adopție. Această hotărâre o ia instanța de judecată, dacă acel copil este, va fi sau nu va fi adoptabil. Deci până în momentul în care părinții biologici sau rudele până la gradul al 4-lea inclusiv nu refuză, și bănuiesc că trebuie să acest refuz să se concretizeze într-o formă scrisă, tocmai pentru ca instanța de judecată după aceea să poată lua în baza acestui refuz hotărârea că acel copil este pentru viitor supus procedurii adopției de către alte persoane decât cele prioritare la adopție. Acum, într-o formă scrisă, sunt puse faptele care duc la acest demers, pentru că sunt niște demersuri care durează o anumită perioadă.
Nu se întâmplă lucrurile astea peste noapte. Deci, practic, această procedură a adopției este deschisă doar după ce se fac aceste verificări, respectiv se ajunge la concluzia că toți cei care au prioritate la adopție nu doresc sau nu pot, din motive, așa cum spuneați, din anumite motive, exact, să adopte. Vă rog. Acum ar trebui precizat cine are prioritate la adopție. Pentru că, așa cum bine spuneați și dumneavoastră, la adopție au prioritate și rudele până la gradul al patrulea. Dar au prioritate la adopție și familia sau persoanele cu care copilul a avut o viață de familie în această perioadă în care el a avut instituită măsură de protecție specială. Pe de altă parte, familiile care au adoptat frații ai copilului au prioritate la adopție. Da, s-a tot discutat în legătură cu acești copii abandonați în spital. Sigur, sunt diverse situații, situațiile în care chiar nu se cunosc părinții, adică cel puțin după o anumită procedură se ajunge să se cunoască cine a fost mama care a dat viață, dar sunt persoane care cu bună știință hotărăsc să-l dea spre adopție mai departe, pentru că, la fel, sunt motive diverse. Dar știu că se tot marjează acolo și dumneavoastră, pentru că sunteți psiholog, cu siguranță ne veți explica foarte bine pe necesitatea creierii acelui atașament al copilului nou născut față de cineva. Sunt perioade destul de lungi, cel puțin din câte cunosc și din câte am mai discutat, în care unii copii rămân acolo până la un moment dat când se întâmplă efectiv ceva. Ce efecte are asupra copilului o perioadă de acest fel? Acum, noi suntem ființe sociale și de când ne naștem avem tendința să formăm relații. Acum, relațiile nu întotdeauna sunt cele mai bune sau cele mai de dorit. Sigur că acel copil, chiar dacă este abandonat în spital, are o persoană de care se atașează. Bineînțeles că ne dorim să acel copil să aibă un atașament cât mai funcțional pe termen lung. Tocmai de aceea, perioadele în care copilul este lipsit de grija unei familii sunt scurte și foarte rapid se instituie măsură de protecție la un asistent maternal profesionist sau la o familie de plasament în funcție de situație și de particularități. Deci iată totuși că se încearcă luarea măsurilor cât mai prompt. Ce presupune obținerea atestatului de persoană sau familie aptă să adopte? Că știu că e vorba de un astfel de atestat la mijloc. Este vorba de un astfel de atestat. Într-o perioadă de 90 de zile, familia sau persoana care dorește să adopte este investigată pentru a vedea resursele, pentru a vedea precursorii pentru abilitățile parentale sau poate chiar abilitățile parentale în situația familiilor care au copii biologici. Se investigează calitățile morale și capacitățile materiale pentru creșterea și educarea unui copil sau mai multor copii și pregătirea în cunoștință de cauză în vederea asumării rolului de părinte adoptator. Aceste demersuri, care par așa foarte multe și foarte, foarte elaborate, practic sunt o perioadă de cunoaștere a familiei, de familiarizare a familiei persoanei care dorește să adopte cu specificul copiilor din sistemul de protecție, cu specificul copiilor adoptabili. Deci, practic, se evaluează o astfel de familie, dar în practică, cum se întâmplă această evaluare? La niște discuții, sunt niște ședințe în care și dumneavoastră, de exemplu, ca și psiholog, stați de vorbă și automat, prin prisma meseriei, faceți un portret de această natură?
Da, cam așa stau lucrurile. Sunt mai multe întâlniri. E foarte bine de precizat că faptul că e nevoie de o mare disponibilitate din partea persoanelor care doresc să adopte. Întâlnirile sunt multe, sunt cel puțin 6 cu asistentul social și cel puțin 4 cu psihologul, plus acel curs de pregătire, curs de educație pentru asumarea rolului de părinte adoptator. În cele 90 de zile urmărim personalitatea, cel puțin din punct de vedere psihologic, personalitatea, modalitatea de a face față situațiilor dificile, starea omului. Dar în această perioadă de 90 de zile în care familia adoptatoare este urmărită din acest punct de vedere, copilul nu este dat familiei sau sunt de diverse situații și în acest caz? Spuneam mai devreme că o persoană poate să adopte după obținerea atestatului. După obținerea atestatului. Exact, după obținerea atestatului. Sunt situații, într-adevăr, în care e vorba de asistentul maternal sau familia de plasament, în care copilul locuiește efectiv la acea familie. Și atunci, da, ei se cunosc, pentru că ei, având prioritate la adopție, doresc să adopte doar acel copil. După ce catalogați într-un fel sau altul această familie și considerați că este benefică pentru copilul respectiv, trebuie să treceți la următoarea etapă și să găsiți și potrivirea dintre familia adoptatoare și copilul care va fi adoptat. Adică respectiva familie se poate încadra cerințelor pe care dumneavoastră le aveți sau orice persoană sau viitor părinte sau părinte se gândește că ar trebui să le aibă o familie care adoptă, dar se poate întâmpla să nu existe această potrivire dintre familia adoptatoare și copil? Se poate. La finalul celor 90 de zile, cât durează perioada de evaluare, se întocmește un raport. În acest raport sunt precizate criteriile pentru care familia respectivă dorește să fie potrivită cu un copil. Criteriile acestea decurg din acest proces de evaluare. Sigur că familia vine cu niște idei la începutul procesului de evaluare, după care, la final, aceste idei se cristalizează în niște criterii, 4 criterii care ni le impune legea, adică numărul de copii, sexul copilului, starea de sănătate a copilului și vârsta. Tot pe parcursul evaluării, se urmărește identificarea unor resurse ale familiei, dar și identificarea vulnerabilităților. Rolul acestui proces de identificare a resurselor și a vulnerabilităților ne ajută pe noi și familia, evident, în procesul acesta de potrivire. Pentru că procesul de potrivire are rolul de a vedea cum răspunde, cum poate să răspundă familia nevoilor copilului. Noi căutăm familie pentru copil, nu copil pentru familie. Da, foarte frumos spus. Revenim puțin la copiii greu adoptabili și aici aș vrea încă să subliniem asupra ceea ce înseamnă efectiv acest aspect și cum pot părinții care doresc să adopte să consulte o listă. Bănuiesc că acești copii sunt trecuți undeva pe o listă. Care sunt criteriile de alegere? Sunt foarte multe întrebări pe care vrem să vi le adresăm și să ne ajutați așa cât putem rezumat ca telespectatorii să-și facă o idee. Acum, în 2016 au apărut niște modificări la legea adopției, printre care și aceasta cu lista copiilor greu adoptabili. Această listă poate fi consultată de orice familie are atestat de familie aptă să adopte sau persoana respectivă. Este o listă cu copii, o listă care cuprinde toți copiii din toată țara care ajung acolo pe acea listă. Acești copii
pot fi aleși de aceste persoane care doresc să adopte. Vă vorbeam mai devreme că la finalul evaluării vorbim de niște criterii pe care familia le impune pentru ce copil dorește să adopte. Ei, în cazul copiilor greu adoptabili, aceste criterii nu se mai aplică, pentru că vorbim de copii greu adoptabili. Cum ajung copiii ăștia să fie greu adoptabili și ce înseamnă să fii copil greu adoptabil? Sunt copii care timp de 9 luni de la data definitivării sentinței pentru deschiderea procedurii de adopție nu au fost potriviți cu nicio familie. Sau dacă au fost potriviți cu o familie, această potrivire a eșuat. Și mai există o situație în care au fost copii încredințați în vederea adopției, iar această procedură s-a revocat din vari motive. Da, nu mai avem noi foarte mult timp la dispoziție. Iarăși mă gândeam tot la efectele acestea din punct de vedere psihic asupra unui copil care încearcă o potrivire aceasta, mai ales dacă el are și o vârstă în care înțelege niște lucruri și, de fapt, nepotrivirea consecutivă față de niște familii, ce efecte urâte poate să aibă, bănuiesc, asupra unui copil, dar nu avem timp, din păcate. Tare mult aș vrea să ne mai faceți un rezumat și a ceea ce înseamnă încredințarea în vederea adopției și să ne menționați dacă familia adoptatoare se poate răzgândi pe perioada acestei proceduri, aceste etape a procedurii. Dar înainte de asta, făcând un rezumat, deci practic părintele sau familia adoptatoare după aceste evaluări poate să obțină și după ce se verifică și potrivirea între copil și familia adoptatoare poate să obțină atestatul și în vederea atestatului se continuă mai departe cu următoarea etapă, da? Da, da. Deci, practic, prima etapă este obținerea atestatului și abia apoi potrivirea. Pe baza atestatului și a criteriilor stabilite în perioada de evaluare se face potrivirea cu copilul, cu potențialul copil al familiei respective. Așa. Și cu încredințarea? Încredințarea survine după etapa de potrivire practică, în care potrivire practică înseamnă că familia respectivă vizitează copilul la domiciliul copilului și încearcă să formeze o relație cu acel copil. Sigur că legea nu ne impune un anumit timp pentru potrivirea practică, ceea ce este absolut justificat, pentru că fiecare familie și fiecare copil are ritmul lui propriu de a-și forma relația, disponibilitatea de a merge în vizită la copil. Plus, în această perioadă noi recomandăm să se facă investigații medicale, astfel încât familia să fie cât mai sigură că poate să răspundă tuturor nevoilor copilului respectiv. Sigur, și acest copil se încredințează după aceste etape familiei o anumită perioadă și el este și monitorizat. Înțeleg, exact. Foarte pe scurt, în ultimul minut, dacă ne mai puteți, ăsta este timpul. Ok. Încredințarea în vederea adopției survine după perioada de potrivire. Este pentru o perioadă de 90 de zile în care copilul locuiește efectiv la familia respectivă și da, este o perioadă reversibilă, adică părintele se poate răzgândi, dar au fost și situații în care și copilul a dat semne că nu se integrează. Exact, a dat semne respectivă. Că nu se integrează și că nu se adaptează în familia respectivă. Doamna Mezei, chiar pe final aș vrea să vă întreb câți copii așteaptă, iată, la finele anului 2017 să fie adoptați. Asta ca o statistică, să încheiem așa cu speranță. La nivelul județului Cluj sunt 22 de copii greu adoptabili și 2 copii care nu sunt greu adoptabili sunt pe liste, așa le spunem noi. Sigur, și așteaptă familia. Intre și într-o familie. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența de astăzi și vă aștept cu mare drag pe dumneavoastră și pe toți cei care reprezintă această instituție pentru a le da oamenilor informații de care au nevoie. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim și dumneavoastră pentru atenție. Până data viitoare, numai bine!